ce se extinde în această zi. Ne ridicăm să cerem iertarea Domnului peste timpul care sunt înainte și urmă pe fratele cel cer să facă acest lucru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, plin de recunoștință, venim și în aceste momente să ne mulțumim, Doamne, pentru bunătatea ta, să ne mulțumim pentru dragostea ta, să ne mulțumim pentru harul tău cel mare, Doamne, prin care ne-ai mântuit sufletele, prin venirea Domnului Iisus în lumea noastră, Doamne, ca să-și dea viața ca să avem viață. Îți mulțumim că și în el a fost posibil întrebarea cu tine. Îți mulțumim pentru că ne-a promis o lepește și cu această lepește ne ducem viața înainte. Te rugăm de Dumnezeu, să nu vedem noastră la oaltă, încredințăm programul în lumea ta, pentru că tu le poți vorbi din cuvântul tău și tu poți face mult mai mult decât noi putem face. De aceea dorim să te stăbim prin cântare, prin ascultare de cuvânt, pe Domnul Binecuvântează și pentru cei ce nu sunt împreună cu noi, Doamne, sunt în călătorie sau în altă locuri, te rugăm în bine că și de cei bolnavi, Doamne, tu le poți da o zi de înviorare, să nu-și piardă rutejdea, pentru că tu ești și poți face orice lucruri posibile pentru ei. De aceea noi te rugăm, îți mulțumim pe Binecuvântăm pentru toate lucrurile, în numele drag și scump al Domnului Iisus, prin care ne-ai răscumpărat. Amin. 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 Următoarea cântare pe care dorim să-l dăm pe Domnul nostru spune: cântați pe Iisus cu iubire, că Cel pentru noi a murit. Lăudați-L și dați-L mărire, că Cel pentru noi s-a sfințit. Să-l dăm pe Domnul și pe această cântare. Thank you.
Astăzi, după masă, o să avem doar un lucru primit, nu avem primit pe Zoom. De aceea, timpul de închinare, laudă, mulțumirea sa Domnului, va fi în prima parte a programului. Înainte de a vă da o cale, să veniți, în față, să uitați pe Domnul, o poezie, o cântare, cu tot ceea ce a făcut Domnul cu inimă. Vreți să mai dăm pe Domnul cu toată adunarea, cu cântarea, te adorăm în fericire, Domnul Adorului Cerești, ce curază de iubire, inimile ne încălzește. O dăm cu Domnul cu această cântare.
Recording in progress. Când înaintează cine împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea,
inima mea tot nu s-a tăiat. Chiar război de s-a ridicat împotriva mea, tot plin de încrederea și un lucru ce de la Domnul și îi doresc fierbinte. Ar vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templului. Căci El mă va ocruti în vorba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul portului Lui și mă va înălța pe-o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în portul Lui, în sunetul trâmbițe. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mi. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu te părta cu mânie pe locul tău. Nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori plicinoși și niște oameni care nu suflă decât asupirea. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului, că voi duce lui. Îndrăjduiește-mi, Domnul, fiii tare, îmbărbătează-ți inima și ne îndrăjduiește cu Domnul. Amin. Amin. Recording stopped. În continuare tineri, răzăude pe Domnul.
progress. Strălucirea și măreția este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere a mintea minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea minte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporul Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și fricoșător. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Să vină-ți sufletul, să vină-ți sufletul, să vină-ți sufletul,
mea de rușine, se lăsă să se bucure de mine. Domnul meu, mă-mi cred în tine, să nu fie mea de rușine, se lăsă să se bucure de mine. Nu te-amintim greșelile mele, recording stopped. Poftiți! Ce îngrijește să mă laude pe Domnul? Dimineața mai trebuia să spun un predică. Chiar însuși Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor înainte să se înalțe de pe pământ și zicea: vă las pacea mea, sau vă dau pacea mea, vă las pacea mea, parcă nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima. Încă Domnul Iisus s-a dăruit cuvântul acesta. După aceea când a înviat și s-a arătat ucenicilor, din nou i-o salutat cu pace vouă. Și frate și surori, dacă Dumnezeu din cer vrea să avem pace, să avem pace cu El, să avem pace unii cu alții, nu atât mai mult să dorim noi să avem lucrul acesta. Și vreau să cânt o cântare încă de azi dimineață, m-am gândit la ea și spune: știi tu ce port în pieptul meu? Știi tu ce port în pieptul meu? Pace, fericire, mi-ai șters păcatul cel mai greu. Pace, fericire, izvor de pace e Domnul. Pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zborul către sânge am găsit, pace, fericire, și-n inimă pacea primit, pace, fericire, izvor de pace e Domnul.
Așa vorbește Domnul care te-a întocmit, Sfântul lui Israel, care a biruit. În ape de vei trece, eu te voi purta, focul nu te va arde când lupta este grea. Te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port, așa vorbește Domnul puternic Sabaon. De-ar veni furtuna și vântul de arula, eu îți sunt salvarea când lupta este grea. Așa vorbește Domnul, marele împărat, puternicul lui Iacob, cel glorificat. Oameni și popoare dau pentru viața ta, pentru răscumpărarea și izbăvirea ta. Te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port, așa vorbește Domnul puternic Sabaon. De-ar veni furtuna și vântul de arunda, eu îți sunt salvarea când lupta este grea. Acum rămâi statornic, om popor iubit, că ziua e aproape, timpul-i pe sfârșit. Vom cânta cântarea nebiruitor, Domnul să ajute pe absolut popor. Te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port, așa vorbește Domnul puternic Sabaon. De-ar veni furtuna și vântul de-ar urca, Domnul e salvarea pentru țara mea. Te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port, așa vorbește Domnul puternic Sabaot. De-ar veni furtuna și vântul de-ar urca, Domnul e salvarea pentru România. Thank you.
Arătă-mă ridicat de atâtea ori, doar arătă-mă înviorat pe drumul meu, doar arătă-mă, m-a cercetat în cesul greu, doar arătă. Dacă l-am văzut trecând cu turma de păstorul de mergea cu dânsa la izvor, rândul păstor, rândul păstor, oaie ce cărțuse jos, ridică-te,
Psalmistul în Psalmul 40 să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută și cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Dragii mei, avem, cum să spun, toată avem ocazie de a spune din inimile noastre, avem un timp, o perioadă, o zi în care spune să ne bucurăm și să ne veselim. De multe ori îmi pare rău că sunt gata așa, iute, ne uităm la ceas, de iute. Și așa, dacă ar fi Domnul Iisus și dacă l-am vedea cu ochii deschiși, aici, în mijlocul nostru, tot așa de uite ne-am grăbit să ne uităm spre ușă, spre ceas, ce ziceți? Cred că așa ne amintim de mulțimi care stăteau zile și nopți lângă El și rădau de foame și cădeau în leșin și se întâmpla ce se întâmpla și le dădea hrană, le dădea pâine, puștiți, o mulțime pâine, pește și așa de parte. Dar se vede clar că este cam o obișnuință, așa. Mi-am avut în două ore, plecăm acasă. Deci, aici este problema. Dacă sunt pe Hristos în biserică, în viața noastră, în casa noastră, nu ne depărtăm de El. Nu mai putem pleca de lângă El. Pe ales că ne auzim cuvântul lui dulce ca miere. Aici este problema. Lăsăm toate lucrurile. Toate le lăsăm baltă și venim la picioarele Lui. Ne amintim de Maria. Da, care stătea la picioarele Lui. Și Marta slujea și făcea și de departe. Asta avea Domnul la noi. Să lăsăm toate lucrurile, să căutăm întâi împărăția, neprihănirea și restul ne va da El. Domnul să ne ajute la aceasta. De dimineață nu vreau să plec, dar două, trei cânturi de legătură, că cred că am avut o hrană potrivită pentru piața noastră, prin fratele Vasile Domnul să binecuvinteze. Ne-a vorbit fiecare, ne-a vorbit pe înțeles. Pentru cei duhovnicești, cuvântul Domnului, deci pentru cei duhovnicești este bun. Pentru cei firești nu le place. Firii niciodată nu-i place când vorbești contra el. Pe când Duhului, când vorbești pentru el, să veselește în inimile noastre. Radiază vesele noastre când ne vorbește duhovnicești. Și înțelegem și suntem duhovnicești. Dar cei firești, totdeauna se uită la cea și începe să caște, nu le place. Îi deranjează. Și Domnul să ne ajute pe toți să fim nu firești, ci duhovnicești, plini de Duhul Hristos. Am pus să fac două legături, de, n-am avut timp și am vorbit prea mult, dar m-am scurtat, dar am vrut să leg cele trei salmuri. Salmul 22, Salmul 23 și Salmul 24. Acum nu o să fac un pic de legătură, aia am făcut. Deci, Salmul 22 ne arată că Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor, și-a dat viața pentru oi. Și-a dat viața pentru noi. De ce? Ca noi să avem viață. După aceea, Salmul 23 ne arată că Domnul Iisus, același Domnul Iisus Hristos, când el spune, zice, păstorul adevărat își dă viața pentru oi, dar cel care este plătit,
Nu? Zice, când vede lupul că vine și vrea, nu-i pasă, că nu s-are lui. Pe când Domnului nostru îi pasă de uiețile lui, a murit pentru ele, a înviat pentru ele, mijlocește pentru ele și astăzi le păstorește. După aceea, Psalmul 24, aș vrea să-l citesc, ne spune un lucru foarte important și doar nu mai citesc, nu o să vă fac ceva. Deci al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Și acum se pune câteva întrebări. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Și acum dă răspuns. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu își dă sufletul la minciună și nu jure ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, stare după voia lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce cheamă, cel cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacob. Acum spune porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Amin. Deci, dragii mele și frați, acest Domnul Iisus care este viața și acesta care este păstorul nostru, el spune, cine va putea să se însuie? Este vreunul care poate să-și facă viața o sfântă, o viață trăită, mâinile vinovate, să nu minte, să nu înșele? Este un om? Nu, dragul meu. Tot el este Duhul Domnului Iisus Hristos care locuiește în noi, așa cum spuneam în toată dimineața. Ala ne face, ala ne schimbă, ala ne dă înțelepciune, ala ne pricepere, ne dă putere, ne dă tărie, ca să o rupe cu puterea. Ne dă putere. Și atunci, tot prin puterea lui, tot prin îndurarea lui, tot prin tăria lui, vom ajunge împreună cu le va duce în slavă. Și Domnul să ne ajute să lăudăm nu numai astăzi. În fiecare zi să sărbătorim. Spune Apostolul Pavel în Roman 14. Cine ține o zi pentru Domnul, pentru Domnul o ține. Ce pentru unii, toate zilele sunt la fel. Dragii mei, frați, facă Domnul ca pentru noi toate zilele să fie la fel. Cum? Să lăudăm din toată inima. Să fim mulțumitori, recunoscători de ceea ce a făcut El și de ceea ce face El pentru noi. Amin? Amin. Am o cântare, sper că nu încheie. Pentru că, din nou, așa cum știm, ne amintim astăzi și numai astăzi de bunătatea Domnului. Și bunătatea ta, Doamne, mă îndeamnă travnic la pocăință. Este o cântare. Și spune și Biblia, bunătatea Domnului ne îndeamnă la pocăință. Și asta ne amintim ca și de fiecare dată de bunătatea, de lucrarea lui și de iubirea lui. Și cântarea mea spune, bunătatea ta cuprinde inima. Doamne, bunătatea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu Iisus. De uzori până înapoi, numai harul tău, Iisus, îmi sfințește inima și viața mea. N-ai lumea asemănătoare, nu-i nimenea sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cât ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă plânt, tot mai mult să-mi sunt. Noi ne plinim în zapadă, tu ești sunt veșnic cald, drumul mie pe buze și mă opresc. Și prin arșii să-l scânt, numai ție, Bye.
Același an, de la rând și familia tinere se dau de pe Domnul cu două cântări. Familia tinere, poftiți, se dau cu Domnul cu două cântări. Hai, frate, de la Veniți la mine azi,
Recording in progress. Eu promit că vorbesc puțin, scurt, dacă dumneavoastră promiteți că sunteți atenți. Și eu întotdeauna am obținut de promisiunea mea. E mai puțin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Ioan, capitolul 8. La versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și le-a zis iudeilor care crezuse în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-a fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat? Adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi face ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru i-a răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, om care v-a spus despre adevărul care l-am zis la Dumnezeu, așa că
așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din cutie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Iisus a zis, dacă aș fi Dumnezeu, tatăl vostru m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Am venit de la mine însumi și El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să veniți poftele tatălui vostru de la început. El de la început s-a pus un ucigaș și nu s-a îndepărtat pentru că El nu este adevăr. Ori de câte ori spun o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine de voi poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de ce n-ascultați? Pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Ideea a răspuns. Noi ziceam, noi bine că ești samaritean și că ai drag. N-am drag, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slavă mea, este unul care o caută și care judecă. Adevărat. Adevărat îți spun că dacă păzește cineva cuvântul meu în viață, vă vedea moartea. Acum, i-a zis ideea, vede bine că ai drag. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu în viață, va gusta moartea. Dar dacă n-ai fi fost cu mai mare decât părintele nostru Avram, care a murit, și dacă prorocii care de asemenea au murit, cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăbesc, eu nu sunt slava mea, nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care vă ziceți că este Dumnezeul vostru. Și totuși, nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă ar zice că nu-L cunosc, aș fi și un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Tatăl vostru, Avram, a stătat de bucurie care se vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Nu ai nici 50 de ani, i-a zis ideea și l-au... Și l-a văzut pe Avram. Iisus le-a zis, adevărat a spus că înainte să se nască Avram, sunt eu. Auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Amin. Pe câteva luni de zile am plecat într-o călătorie după un răspuns la o anumită întrebare. Eu personal am plecat, nu știu dumneavoastră, poate ați terminat călătorie sau ați găsit răspunsul. Și întrebarea este aceasta, pentru care căutăm un răspuns. Biserică sau bisericesc? Și vreau să vă zic că de fiecare dată când am uitat în cuvântul lui, am realizat ca motive să mă pocăiesc în ceea ce privește întrebarea aceasta și răspunsul la întrebarea aceasta. Biserică sau bisericesc? Deci poate cuvinte, sunt o biserică lui Dumnezeu sau fac parte din biserica lui Dumnezeu sau doar sunt un bisericesc sau un bisericos care vine și el de vreo 20 de ani de la biserică. Dar am rămas tot la nivelul acesta. Și am început cu primul pas în acest pelerinaj, aș putea să zic, în ceea ce privește defăimarea. Și ne-am dat seama că am motive să mă pocăiesc. Am motive să mă pocăiesc foarte mult în ceea ce privește defăimarea, ca și apostolul Pavel, pentru că a defăimat biserica și nu s-a întâmplat și nici am avut mare motive. Și am realizat că am fost mai mult bisericesc decât biserica. Apoi, al doilea post a fost vorba despre formalism. Și mi-am dat seama că și acolo am motive să mă pocăiesc. Pentru că de multe ori am venit la biserică ca să împlinesc un formalism al meu și îmi dau seama că duminica, joia, marțea și am avut motive să mă pocăiesc. Apoi mi-am dat seama că atunci când am vorbit despre legalism, ca motive mari să mă pocăiesc, pentru că am realizat că din fire sunt un legalist. Da? Și totuși, uitându-mă cu judecata la cel de lângă mine și uitându-mă mai puțin judecată la mine, am realizat că am motive să mă pocăiesc. Apoi am vorbit despre părtășie. Și acolo mi-am dat seama că am motive să mă pocăiesc, că de multe ori nu caut părtășia. De multe ori, dându-mi mie importanță mai mult decât ceilalți, nu vreau să intru în contact cu ceilalți și prefer mai bine să stau deoparte. Și am avut motive să mă pocăiesc. Atunci, apoi am vorbit despre pocăință. Și acolo am avut motive să mă pocăiesc pentru că mi-am dat seama că este greu pocăința pocăiților să o aplici. Pentru că ne-am obișnuit cu ea și realizăm că noi nu mai prea avem nevoie de pocăință. Noi avem momentele noastre de pocăință și venim cu cuvintele aceasta, Doamne, iartă-ne că nu ne or. Și am vorbit despre lucrul acesta și am realizat că avem motive să ne pocăim, pentru că nu ne pocăim. Și în drumul nostru, pentru a căuta răspuns la întrebarea aceasta, biserică sau bisericesc, am ajuns la capitolul acesta, liber sau libertinist. Libertate sau libertinaj. Știți,
Mai mult ca românii, aș putea să spun, am înțeles, nu cred că am înțeles mai greșit ce înseamnă libertate mai mult ca românii vreodată. În 1989, în decembrie, s-a ieșit în stradă, s-a stat în fața tancurilor, s-a strigat și s-a murit pentru libertate. Și se striga în gramare de zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni. Libertate! 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 Vrem libertate! Și spuneam că oamenii români spuneam vor libertate de mișcare. Pentru că granițele erau închise. Apoi îi spuneau că vor libertate de exprimare. Apoi spuneau că vor libertate politică, să meargă să voteze și să aibă libertatea aceasta. Apoi îi vroiau libertate religioasă. Vrem să mergem la adunare, vrem să ne închinăm înaintea Domnului, că era problemă cu adunarea atunci și era greu să fii și credincios și era mare problemă. Și această libertate de suprafață a fost sărbătorită prin moartea doi oameni. Acesta a fost președintele și soția sa și cugetul națiunii române mânjit de sângele nevinovat al unui oameni au plecat pe drumul libertății crezând că libertatea se capătă prin sânge vărsat. Se capătă prin asuprirea celorlalți. Se capătă printr-o metodă care este inventată de om. Dar adevărata libertate, după cum o găsim cuvântul lui Dumnezeu, este acea libertate care s-a căpătat la Golgota, la cruce. Și spune că dacă Fiul nu vă face liber, păi nu veți fi liber. Dacă Fiul nu vă face slobos, voi nu veți fi slobos. Și libertatea a fost foarte prost înțeleasă și este prost și înțeleasă și acum și Dumnezeu spune, frate, dar eu sunt liber. Uite, eu sunt liber pentru că acum nu mai putem mască. Suntem liberi pentru că acum avem posibilitatea să venim la casa Domnului, să nu mai putem păstra distanțarea socială și am libertatea aceasta. Am libertatea să mă pot exprima, am libertatea să spun ceea ce simt, ceea ce vreau, am libertatea aceasta și nimeni nu poate să mă condamne într-un fel sau un altul. Și se pare că libertatea este prost înțeleasă din toate punctele de vedere. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am putut să văd pe oamenii care au avut contact cu Domnul Iisus Hristos. Și m-am uitat în primul rând la iudei. Și dacă ne uităm în capitolul 7, capitolul 8, capitolul 9, se poate vedea un lucru. Că însăși, chiar și frații Domnului Iisus Hristos nu credeau în el. Până nici frații nu credeau în el. Și i-a zis Domnul Iisus Hristos, nu mai umbla prin Galileea pe aici. Ia du-te și prin ideea că acolo ai niște fani. Așa se numesc oamenii care doar cred în el, dar nu se crede. Doar cred în el, dar nu se crede, sunt nespani. De ce? Pentru că această credință este, aș putea să zic, la același nivel ca la credința diavolească. Care e credința diavolească? Credința aceea care spune și dracii cred și se cutremură în ființa lor în ceea ce credește Dumnezeirea și Dumnezeu de acest lucru îi mântuiește. Și vreau să zic că cel nu va fi plin de diavol. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că și dracii cred. Și cu mult mai mult, credința înseamnă mai mult decât a crede. Și așa cum vă auzim de la fratele Bruce, situația aceea cu scoara atent crede deasupra cascadei Niagara. Și vedem această situație în care Domnul Iisus Hristos avea fanii în Iudeia, dar totuși aceiași fani care aveau căinuța de timic în dreapta, purteau piatra care vroiau să-l omoare în mâna stângă. Aceiași fani care, la un moment dat, și-au pus hainele ca să treacă Domnul Iisus Hristos în Ierusalim pe mângăruși, într-o o mână puneau hainele și cu inima trăgeau la sus pentru cămașa lui. Și mi-am dat seama că există ceva înăuntrul lor care nu bate cu exteriorul lor. Și în această dimineață, atât de frumos, fratele Vasile, prin Duhul Său ce Sfânt, ne-a făcut de înțeles că omul de lăuntru este mult mai valoros decât omul din afară. Și cuvântul Dumnezeu spune ce-ar putea să dea un om la schimb pentru sufletul său. Este atât de valoros sufletul său încât este veșnic. Și în sufletul său găsim, aș putea să zic, o trinitate. Găsim mintea, găsim personalitatea, da? Sau voința și găsim emoții. Și mi-a dat seama că nașterea aceea din nou
Eliberarea aceea care o poate face Domnul Iisus Hristos, o face în primul rând în omul din lăuntru. Și cel care a experimentat libertatea în omul din lăuntru poate se exprime și să trăiască o adevărată eliberare în omul din afară. Este ușor să spun în această zi, sunt liber, sunt liber, sunt liber, dar în interiorul meu sunt robit. Oamenii, când au stat față în față cu Domnul Iisus Hristos, noi a spus, noi suntem fiii religiei. Adică fiii legii, fiii lui Avram. Noi nu suntem fiii harului. Nu știu ce vrei să te promovezi tu despre o libertate și o slobozenie care numai tu ai posibilitatea să o faci și cum am văzut în această dimineață, că această lucrare de eliberare, de răstignire, de naștere din nou, nu este o lucrare făcută de o mână omenească. Este o lucrare făcută de Duhul Său cel Sfânt. Și m-am uitat la oamenii aceia care stau față în față cu Domnul Iisus Hristos și spun că noi suntem fiii legii. Noi suntem fiii religii și noi avem ca tată pe un om. Adică, cu alte cuvinte, libertatea noastră constă sau ține de cel care îl putem vedea de un om. Vreau să vă spun că în Galaten se face o afirmație. Face că sunt unii oameni ascunși între voi care vor să vă răpească slobozenie. O să vă fure slobozenia care aveți în Hristos. Niște oameni ascunși care vor lucrul acesta să fiți rău, să vă întoarceți înapoi în robia aceea a religiei. Și ne-am dat seama că există un foarte mare pericol, chiar și în rândul nostru, să înțelegem greșit ce înseamnă libertate și să înțelegem greșit ceea ce înseamnă robie, adevărata robie. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu și zice Apostolul Pavel, ai grijă că există cineva, sunt unii biserică, care vor să te facă să te conformezi la niște legi și niște dogme, dar nu are de face cu libertatea lui Hristos. Și mi-am dat seama că există un mare pericol atunci când vorbim despre adevărata libertate și despre libertinism. Știți? Noi suntem unici. Suntem singulari. Dumnezeu ne-a creat într-un fel în care nu sunt semănăm unii cu ceilalți și așa de frumos ne-a fost explicat în dimineața aceasta. Și libertatea aceasta care ne-a dat-o Dumnezeu ne-a făcut altceva decât să ne elibereze de legătura umană, legătura religioasă, legătura dogmelor, legătura principiilor inventate de om, fariseii și saducheii pe vreo 600 de legi în plus față de ceea ce cerea Dumnezeu. Și vine Domnul Iisus Hristos și simplifică și spune, voi aveți doar o singură lege, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ceea ce ești tu și poți să faci ce vrei. Și poți să faci ce vrei. Și aproape de tot, aproape de tot. Și când stă față în față cu oamenii aceia care spune că credeau în Domnul Iisus Hristos, îi spune, dacă voi ați crede, în mine ați ascultat de cuvântul meu. Și ajunge la situația în care aceia care stăteau față în față și se dovedeau că a fost fanii Domnului Iisus Hristos, erau cu mâna pe piatră. Pentru că așa cum s-a spus și în ziua de astăzi, în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu, care spune aici, totul găsit, vine și desparte Duhul de suflet, intră acolo până în mădură și face curățire și face transformare și naștere din nou, dacă nu intră, nu face altceva decât să rămână în starea omului vechi, așa cum am văzut în această dimineață. Și în inima omului nu se întâmplă nicio transformare. Și nu rămâne în altceva decât în poziția în care a fost dinainte, adică copiii ai diavolului. Și se trezesc la un moment dat că sunt atrași De lucrurile care le-au putut să le vadă clar la Domnul Iisus Hristos, minunile, vindecările, înmulțirile, învierile. Și a zis, măi, e o religie interesantă. Din asta eu am un anumit profit. Dar nu e așa că e frumos să ne întâlnim la masă, frașii și surori. Să mâncăm așa mai mult de felul de mâncare, să se vorbească frumos, să nu ne jignim. Să nu ne înjurăm unii pe ceilalți, să nu există ranchiune între noi. Lucrurile acestea sunt importante și nu știu, lucrurile acestea sunt de dorit chiar și de oamenii păgâni de afară. De ce foarte mulți au plecat din biserică de aici, că au realizat
că ceea ce este înăuntru lor nu este compatibil cu ceea ce este aici, în casa Domnului. Și au zis, nu am compatibilitate. Și s-au trezit că merg la o nuntă și începe să le ridice piciorul sus. Și atunci întrebarea este, s-a întâmplat nașterea aceea? S-a întâmplat răstignirea aceea? S-a întâmplat eliberarea aceea? S-a întâmplat lucrurile acelea? Sau am venit la casa Domnului timp de zeci de ani și piciorul tot în sus în stă. Și așa cum mi s-a explicat dimineața așa, foarte frumos, te trezești că faci că plac sufletului. Dar sufletul tău nu este, sau sufletul meu, între ghilimele, nu este transformat, ci am reușit să joc o piesă de piatră foarte ieftină, timp de mai mulți ani, cum a fost Dallas, nu știu câți ani a durat Dallas, până la tot s-a terminat. Oricât s-a mai fost până și neliniștit, câteva mii de episoade. Și cât de liniștit și neliniștit au fost oamenii, au împătrunit, mulți au murit și s-a terminat și cu filmul. Și așa se întâmplă și viața de credință. Dacă nu există eliberare, dacă nu există această slobozenie pe care Domnul Iisus Hristos o face în viața unui om, liniștea aceea care este artificială, până la urmă se va transforma în neliniște. Piciorul va fi ridicat în sus, pentru că nu există acea transformare la nivel de mentalitate, această metanoia. Nu există aceea la nivel de personalitate, ci personalitatea aceea de lup, la urmă, va ieși la ideală. Știți cum e lupul? E tot lup. Și oricât de mult s-ar toca dinții, și toacă, tot lup va fi. Pentru că are personalitatea de lup. Spune că vorba aceasta românească, lupul schimbă părul. Dar bravo! Și dacă am atitudine de haită, ce înseamnă atitudine de haită? E atitudinea aceea de gașcă, în care mă cupesc cu mai mulți, dar nu există, între noi sau prea puțin există, discuția aceea așa cum am văzut și în această dimineață. Să vă vizim în sară, între de la urmă, între de monicești, între cinci, opți, lucruri care vivesc, lucruri care vărâne. Și ce se întâmplă acolo? Aceea nu este tu. Este o haită. Dați-mi voie să vă spun lucrul acesta. Unde se înțeles mai mult și se vorbesc unii de alții. Aceasta este o haită. Așa fac lupii. Lupii când se întâlnesc unii cu ceilalți și mai ales la masă, se mușcă unii pe ceilalți. Știți unde se mușcă cel mai mult unii pe ceilalți? Dacă nu e prezent acolo. Când se întâlnesc de mult unul alții, așa zis, se poate și la masă. L-ai văzut pe ăla? Rap, l-ai mușcat. Rap. Pentru că nu este acea transformare, această libertate. Și de multe ori trăim o viață de robie, pentru că nu există adevărata libertate. Foarte scurt, vreau să închei aici. Și să pun o dată întrebarea aceasta. Poate l-ați găsit răspuns. Dar eu vă propun la mine. Nu răspundeți prea repede. Nu răspundeți prea repede. Că mai e un lucru. Mai e un lucru. Biserică? Sau bisericesc? Liber? Sau libertinesc? Libertate? Sau libertinesc? Domnul să ne ajute. Recording stopped. Mulțumim Domnului pentru această zi de har, această zi de importantă. Și cu totul Dumnezeu, cu totul în Hristos care ne întărește. Cu acest gând vreau să plecăm această după masă, noi putem totul în Hristos. Ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru această zi. Trebuie să vin, Doamne, Tatăl nostru și îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim că până aici te-ai fost cu noi. Ne ocrotii, ne protejară mea. Îți mulțumim că tu dai și grane sufletelor noastre. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care este atât de scump pentru noi fiecare, Doamne, și te rog ca să care am pășit, te rog ca să ne ajut să fim niște exemple acolo unde tu le pui. Noi, Doamne, Tatăl, ca să putem să dăm ție slavă în orice moment, în orice clipă. Doamne, te rog să ne gândesc pe fiecare care a luat parte la această după masă să te sădească pe tine. Te rog să fii și cu cei care sunt în drum, pe casă, acei care sunt bolnavi acasă, Doamne, întărește-te pe fiecare parte. Chiar pentru noi, fiecare, trebuie să fii cu noi în continuare. Te sărim și mulțumim, urmă Domnul Iisus Hristos. Amin. 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 Așa cum știm, următoarea întâlnire, la fi marți, la ora 7, joi de la 7, la cui vin ca tot atât mai. Până atunci, doresc să liberă, harul și pacea Domnului să fie cu fiecare. Amin. Amin.